Bine v-am regăsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, vă propun astăzi un volum încântător. Ăsta este cuvântul care ar putea să-l definească cel mai bine. Vorba despre cartea Ce a văzut câinele, scrisă de jurnalistul Malcolm Gladwell. Ce a văzut câinele și alte aventuri, un volum apărut la editura Publica. Malcolm Gladwell este jurnalist. Este un jurnalist multipremiat și citit, dar are un stil atât de jucăuș și volubil încât n-are cum să nu te cucerească. Malcolm Gladwell n-are niciun fel de scorțoșenie în ceea ce scrie, iar subiectele sale sunt atât de pasionante încât fiecare subiect te lasă cu gura căscată. De exemplu, n-am putut să mă întrerup citind articolul despre ketchup și muștar. De ce avem doar un ketchup, de fapt, dacă ne gândim bine, să-i spun numele Heinz, și de ce avem atâtea feluri de muștar? Ei bine, să știți că există o explicație pentru asta. De asemenea, Malcolm Gladwell face ceva ce încercăm cu toții să facem în mod instinctiv, dar nu transformăm asta într-o activitate jurnalistică. Malcolm Gladwell încearcă să înțeleagă ce e în mintea cuiva. De altfel, merge atât de departe încât încearcă să înțeleagă ce este în mintea unui câine pe care un specialist în câini reușește să-l liniștească cu câteva gesturi, cu câteva cuvinte. Așadar, Malcolm Gladwell face ceva ce noi încercăm să facem la modul amatoricesc, dar el duce departe acest gen de documentare. Malcolm Gladwell se pune în locul altcuiva, în mintea altcuiva. Și de aici, desigur, un volum, și nu unul singur, dar un volum completamente seducător de articole de neuitat. Malcolm Gladwell, Ce a văzut câinele, așadar încearcă să înțeleagă perspectiva câinelui în acest caz. Foarte multe povești din cele mai interesante, povești care cu siguranță o să vă ia prin surprindere. Sunt povești de viață, să le spunem, sau povești despre oameni obișnuiți care au reușit, povești despre fapte atât de banale încât n-ai putea să vezi în ele cu ochii unui om obișnuit, neobișnuitul. Dar Malcolm Gladwell face acest exercițiu de a transfera din zona banalității, în zona excepționalului, acele informații pe care de obicei noi nu reușim să le vedem. Haideți să vă citesc un fragment exact despre ce vorbeam mai devreme, despre problema ketchupului și a muștarului. Să știți că se fac degustări de ketchup și se pare cele mai multe rețete, majoritatea lor covârșitoare, nu reușesc să ajungă la acel cumul de calități care l-ar face dezirabile. Ce se întâmplă de fapt cu ketchupurile care ar vrea să ne cucerească și nu reușesc să o facă? Consumatorii fideli și pasionați spun că la ketchupul Del Monte se observă un dezechilibru îngrijorător între notele de tomate. Roșiile diferă prin aciditate, dulceață și proporția materie solidă-materie lichidă, în funcție de soiul de semințe folosit, de momentul recoltării, de solul în care a crescut planta și de starea vremii din perioada de creștere. Dacă nu se controlează foarte strict toate aceste variabile, un lot de sticle de ketchup poate să conțină un produs prea apos ori prea dens. Sau luați, să zicem, unul din numeroasele tipuri de ketchup marcă proprie aflate în coada listei și fiți atenți la amestecul de condimente. Poate că veți sesiza nota de usturoi sau veți fi copleșit de un adevărat val de usturoi. Surogatele de cola și ketchup beneficiază de ceea ce Moscovici denumește clench, un atribut senzoriar pe care îl poți identifica ușor și de care te poți plictisi la fel de repede. Degustarea a început cu o linguriță de plastic. Ulterior s-a considerat că analiza ar fi mai eficientă dacă s-ar servi ketchupul cu cartofi prăjiți, așa că s-a preparat o tranșă și li s-a distribuit specialiștilor de la masă. În conformitate cu protocolul, fiecare degustător a luat cartofii unul câte unul, i-a înmuiat în ceșcuță, complet până la fund, a mușcat partea acoperită cu ketchup și a analizat ce îi spuneau simțurile. În ketchupul Heinz, componentele de aromă esențiale, oțet, sare, concentrația de tomate, dulceață și acreală, se găseau în proporții oarecum similare, fiecare la rândul său fiind evaluat ca bine integrat. Însă ketchupul World's Best, conform spuselor lui Chambers, prezenta o perspectivă complet diferită, un profil diferit față de Heinz. Avea note de dulceață mult mai puternice, 4 la 2,5, și bătea Heinz de la distanță la capitolul concentrației de tomate, cu un glorios 9 la 5,5, dar avea mai puțină sare, iar oțetul nu se simțea aproape deloc.
Un alt comentariu făcut de echipa de specialiști a fost că aceste elemente nu erau deloc armonizate, continuă Chambers. Produsul World's Best avea o amplitudine foarte joasă. Potrivit lui Joyce Buchholz, unul dintre degustători, când grupul a evaluat gustul lăsat în gură de cele două tipuri de ketchup, în cazul lui World's Best a părut că o aromă anume le domina pe celelalte, aroma de roșii gătite. Ce rămânea de făcut lui Jim Wigon, cel care inventase ketchupul World's Best, pentru a concura cu Heinz trebuia să treacă la măsuri drastice, de pildă să înlocuiască siropul de arțar cu cel de porumb, sporind cantitatea de materie solidă. Din asta a rezultat o aromă neobișnuită și îndrăzneață. Ketchupul World's Best Deal, pe somn prăjit de pildă, e o experiență minunată, dar rezultatul nu ajunsese la nivelul de perfecțiune senzorială atins de Heinz, amplitudinea produsului fiind serios afectată. Iată principala noastră concluzie, spune Buchholz. În opinia echipei, World's Best părea mai degrabă un sos decât un ketchup. Cu alte cuvinte, sunt atât de mulți parametri pe care un ketchup ar trebui să îi îndeplinească pentru a-și seduce consumatorul, încât e greu de ajuns la o rețetă perfectă, cum este cea lui Heinz. Și asta nu este o reclamă, este pur și simplu traducerea unui articol al lui Malcolm Gladwell. Dar să vă citesc mai departe dintr-un articol foarte interesant despre accidente care pleacă de la accidentul tragic al navei Challenger. Sociologul Charles Perrow de la Universitatea Yale este celebru pentru sintagma prin care a definit acest concept de dezastru accident normal. În accepțiunea lui Perrow, normal nu înseamnă frecvent. Înseamnă că este genul de accident care e de așteptat să se întâmple în cursul funcționării normale a unei operațiuni tehnologice complexe. Sistemele moderne, susține Perrow, sunt alcătuite din mii de elemente, interacțiunile dintre ele fiind imposibil de anticipat. În condițiile unei atari complexități, este aproape inevitabil ca niște combinații de mici defecțiuni să nu ducă mai devreme sau mai târziu la o catastrofă. E doar încă un fragmentel dintr-un volum care ar trebui să fie normativ pentru studenții la jurnalistică și desigur pentru toți cei interesați de jurnalistică, dar și de eseistică. Malcolm Gladwell este strălucit ca jurnalist și ca eseist, iar volumul Ce a văzut câinele și alte aventuri e unul care n-ar trebui să lipsească din biblioteca jurnaliștilor care vor să învețe sau a celor care vor să citească ceva scăpărător, atrăgător, seducător și foarte bine documentat. Așadar, Malcolm Gladwell, încă un volum impresionant apărut la Editura Publica. Dragii mei, citiți că nu vă face rău, cele bune, pe data viitoare!